În timpul pe care îl avem, vreau să vă aduc un mesaj din partea Domnului, din Cuvântul lui Dumnezeu, din textul care s-a citit. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne facă pe fiecare dintre noi să fim o voce a Domnului. Să fim un glas care strigă. Noi oamenii comunicăm în multe, multe moduri. Dar cel mai complex instrument al comunicării noastre este vocea. Vorbim. Și iată că se ridică un om al lui Dumnezeu care devine vocea lui Dumnezeu. În lumea în care trăim noi astăzi sunt multe, multe voci. Jurnaliști, sportivi, artiști, lideri politici, influenceri, lideri religioși, opinioniști de tot felul, voci după voci. Și e nevoie astăzi mai mult ca oricând în pustiul acestei lumi să se ridice vocea lui Dumnezeu. Să fim voci ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Așadar, vreau să fiu scurt, dar totodată și înțeles, să vedem cum ar trebui să arate vocea lui Dumnezeu, cum ar trebui să fim noi. Și când spun vocea lui Dumnezeu, nu mă refer la predicatori, nu mă refer la păstori, nu mă refer la proroci, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim o voce a lui Dumnezeu. Avem un verset pe care Petru îl spunea, îl scria, și versetul acela de multe ori îl vedem scris pe amvoanele bisericilor. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și vreau să vă explic că acel verset nu se referă dacă predică cineva, ci dacă vorbește cineva. Dacă ai voce, dacă vorbești, că ești frate sau soră, că ești bătrân sau tânăr sau copil, în momentul în care deschizi gura, să fie o voce a lui Dumnezeu. În spatele vorbirii noastre stă ori Dumnezeu, ori diavolul. Depinde de cine te lași călăuzit. Și de aceea e important să fii și să rămâi totdeauna sub călăuzirea lui Dumnezeu, să nu ne încredem nici măcar în noi înșine, pentru că odată Petru a vorbit de la Dumnezeu, Domnul Iisus i-a confirmat, Petre, adevărat îți spun că nu carnea și nu sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, pentru că Petru a spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, dar n-a trecut multă vreme, nu știu cât timp a trecut. Și Domnul a început să vorbească despre suferințe. Și imediat Petru, Doamne, să te ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu să se întâmple asta. Nu acceptăm asta, nu suntem de acord. Și atunci Domnul rostește un cuvânt care e mai greu de înțeles, care e mai greu de explicat, oare cui se adresea Domnul când spunea înapoi a mea Satanul? Cine vorbește prin gura ta? Vocea cui ești? Purtătorul de cuvânt al cui ești? Asta era Ioan Botezătorul, glasul celui care strigă în pustiu. Glasul lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu. Vrei să fii vocea lui Dumnezeu și tu? Vrei să vorbească Dumnezeu prin tine? Vreau să încep prin a spune în primul rând că noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de orice cuvânt. De orice cuvânt. Și astăzi avem cuvânt nu numai când ne întâlnim unii cu alții, dar putem scrie și o lume întreagă să afle ce spunem noi. Și cuvintele noastre, și vorbele noastre, și părerile noastre pot ajunge și pot face bine sau rău. Cum arată vocea lui Dumnezeu sau care sunt caracteristicile vocii lui Dumnezeu? Ne uităm și vreau pe scurt să le prezint. Ioan Botezătorul, vocea lui Dumnezeu. În primul rând, vocea lui Dumnezeu vine de la Dumnezeu. Biblia ne spune, a venit un om trimis de Dumnezeu. Să vorbești atunci când te trimite Dumnezeu.
Atunci când te îndeamnă Duhul, atunci când Dumnezeu îți spune lucrul acesta, să știi că ești solul lui Dumnezeu. Să știi că ești trimisul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a trimis, Dumnezeu te-a chemat. Să știi cine te-a trimis, să știi pe cine slujești, să știi pe cine reprezinți, că asta e purtătorul de cuvânt. Purtătorul de cuvânt nu este el autoritatea, ci el doar reprezintă, el doar transmite ceea ce a spus autoritatea. Asta este vocea lui Dumnezeu. Nu părerea lui, nu ideea lui, nu gândurile lui, ci el trebuie să transmită ceea ce a spus Dumnezeu. Habacuc spunea, m-am dus la locul meu de strajă ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. Ce are să spună Domnul? Că ce spun oamenii? Ce spun și păstori? Ce spun și, acum, mai nou, și prorocii fac politică, nu? Ce spune Dumnezeu e ceea ce contează. Vocea lui Dumnezeu vine de la Dumnezeu. În al doilea rând, vocea lui Dumnezeu nu caută faimă. Nu-l interesează pe el. Nu-l interesează să iasă în evidență. Nu-l interesează să fie mare. Uitați-vă la Ioan Botezătorul. După mine vine un altul. Eu nu sunt vrednic. Eu nu sunt mai bun. Îi spune lui Iisus, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cât-ți accept asta? Lasă-l să crească altul. Lasă, dacă este altul mai bun decât mine, lasă-l să crească el, eu să mă micșorez, eu mă fac mai mic. Pentru că scopul meu nu este să fiu cel mai mare. Și uitați ce spune Iisus Hristos, spune asta. Adevărat vă spun că nu există om născut din femeie să fie mai mare ca Ioan Botezătorul. Și totuși omul acesta spune, eu vreau să mă micșorez. Asta înseamnă să te faci mic. Vocea lui Dumnezeu niciodată nu caută faima, nu caută să se ridice. Eu am dreptate, trebuie să țip până când trebuie tot să recunoască faptul că eu am dreptate. Nu caută faima, nu se prezintă pe sine. El a venit cu un obiectiv clar. Eu am venit să-L prezint lumii pe Iisus Hristos. De asta am venit. Au venit oameni și au spus, da uite, Ioane, Iisus botează mai mult decât tine. Iisus pare că e în concurență. Nu, nu, nu sunt în concurență cu nimeni. Eu de asta am venit să-i pregătesc lui locul. Eu de asta am venit să-i netezesc lui cărarea. Eu pentru asta am venit și eu nu sunt în competiție cu nimeni. Asta e vocea lui Dumnezeu, care nu caută faima, nu se prezintă pe sine, nu începe să spună eu și eu, observați? De atâtea ori sunt pline predicile noastre de eu, eu am fost, eu am văzut, eu am văzut, eu cred, eu spun, eu și eu și mai puțin e despre el. Vocea lui Dumnezeu îl prezintă pe el. Vocea lui Dumnezeu nu se prezintă pe sine, nu caută faima. Al treilea rând, vocea lui Dumnezeu predică. Predică Evanghelia, predică pocăința, predică împărăția cerurilor. Observați predica lui scurtă. Se spune despre Ioan Botezătorul că el a lucrat 6 luni. Aproximativ 6 luni, mai puțin de un an de zile. Dar într-un an de zile, în mai puțin de un an de zile, a pregătit calea pentru Iisus Hristos. A întors o națiune întreagă. A făcut ca o națiune întreagă să afle ce este pocăința. Pentru că oamenii au venit și au spus, bun, ce este pocăința pentru noi, soldații? Ce înseamnă pocăința? Pentru noi, vameșii, ce înseamnă pocăința? Pentru fiecare categorie, pocăința înseamnă ceva specific, ceva anume. Pocăința nu e un concept abstract, ci este ceva concret. Și fiecare știe păcatul lui, fiecare știe problema lui și fiecare trebuie să se pocăiască în dreptul lui de păcatele lui. Și Ioan Botezătorul este clar când vorbește despre asta. De aceea el predică Evanghelia, el strigă.
Al patrulea rând, vocea lui Dumnezeu nu acceptă compromisul. Nu acceptă compromisul, nici cel religios, nici cel politic. Ce înseamnă că nu acceptă compromisul religios? El a botezat. Înainte de a boteza, el spunea pocăiți-vă, pentru că pocăința era baza lui, nu botezul, pocăința. Pocăința însemna că oamenii trebuiau să vină să-și mărturisească păcatele, să spună lucrurilor pe nume, să spună păcatele pe nume, și apoi Ioan îi boteza. Au venit farisei și cărturarii la el și au spus, vrem și noi în împărăția cerurilor, vrem și noi să ne botezăm, dacă vreți, atunci, hai, veniți, mărturisiți păcatele. Noi păcate? Noi, uită-te la noi, noi postim de două ori pe săptămână, noi facem asta, noi suntem neprihăniți. Alții trebuie să se pocăiască, alții trebuie să mărturisească. Noi nu avem păcat. Și atunci Ioan a spus, faceți roade vrednice de pocăința voastră. Să nu ziceți în inima voastră că voi sunteți fii al lui Avram, noi suntem cei mai, noi... Și erau oamenii cei mai conservatori, erau oamenii cei mai neprihăniți după legea lui Moise. Și exact oamenii cei mai neprihăniți, oamenii aceștia n-au acceptat pocăința, nu s-au pocăit și nu s-au botezat. Și ne spune Biblia că fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Au fost singurii oameni care n-au primit botezul, care l-au refuzat. Ioan, da, tu ești de-al nostru. Au venit preoții la el, era din... Să vă amintiți că părinții lui, tatăl lui era preot, era din familie de preot. Da, între noi ne înțelegem, nu? Corb la corb, nu scoate ochii. Nu? Cam asta e deviza păstorilor. Nu acceptă niciun compromis. Da, ține cont că noi suntem cei mai, noi suntem. Nu contează cine ești. Trebuie să te pocăiești. Evanghelia este aceeași pentru toți. Asta înseamnă vocea lui Dumnezeu care nu acceptă compromisul. Nu acceptă compromisul nici politic. Povestea cu Irod, care a luat soția fratelui său, i-a divorțat, recăsătorit. Ce spune Ioan Botezătorul? Nu-ți este îngăduit. Nu ți este îngăduit, nu ți este permis. Ioan strigă împotriva păcatului. El strigă împotriva păcatului din poporul Israel, el strigă și împotriva păcatului oamenilor politici, a liderilor politici, și pentru asta plătește cu viața. Dar el nu zice, ce-mi pasă mie, treaba lui, să fiecare face ce vrea, până la urma urmei. Nu, Ioan are un mesaj clar. Irod venea și l-asculta cu plăcere. El nu s-a dus să-i deranjeze, dar oamenii venea și fiindcă Irod a venit, și probabil Irod, fiindcă l-asculta cu plăcere, îi plăcea, dar a întrebat, eu ce trebuie să fac? Cum ar trebui să mă pocăiesc? Rezolvă problema. Și bineînțeles că nevasta lui Irod n-a fost de acord cu asta și s-a întâmplat apoi ce s-a întâmplat. A plătit cu prețul vieții, dar n-a făcut niciun compromis. N-a spus, lasă că eu, e bine așa. Al cincilea rând, vocea lui Dumnezeu acceptă pustiul. Iată glasul celui ce strigă în pustiu. În mod normal, trebuie să mergi acolo unde sunt oameni. Însă Ioan face altceva și parcă se întâmplă ceva și asta e de fapt minunea. El se duce în pustiu și oamenii vin la el în pustiu. Noi, în general, cred că Biserica Pentecostală avem o mare problemă cu ceea ce se numește spiritualizarea. Ce-i spiritualizarea? E un pasaj și da, eu la toate le găsesc câte o semnificație spirituală. Dacă iei, de exemplu, pilda samariteanului. Un predicator a găsit vreo 70 de spiritualizări în acea pildă. Ce înseamnă măgarul, ce înseamnă cei doi bănuți, cine-i hangiul, ce este hanul, cine stâlharii, ce-i uleiul, ce-i vinul. Și asta înseamnă spiritualizare. Și de multe ori noi luăm lucruri concrete și le spiritualizăm.
Dacă Ioan Botezătorul ar fi fost penticostal, el imediat spiritualiza în pustiu. Pustiul înseamnă ceva așa, fără unde nu sunt mulți oameni. El nu spiritualizează textul. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu. Pustiu scrie aici, asta nu e spiritual. E fizic. Acolo mă duc, în pustiu. Și acolo în pustiu predică Evanghelia și oamenii merg la el. Un om care acceptă pustiul, un om care nu aleargă după mulțimi. Cât de greu este și nu înțelegeam, mi-amintesc cu mulți ani în urmă se discuta la o conferință pastorală acest aspect. Și apropo de asta, că vă privește și pe voi în mod deosebit, spunea un frate păstor atunci: fraților, nu știu cum Dumnezeu le vorbește unora să plece din țară și toți pleacă din țară și toți sunt trimiși de Dumnezeu, dar nu știu cum toți sunt trimiși numai în Occident. Numai în America trimite Domnul păstori, numai în Australia, în Canada, în țările prospere, cum de în țările astea așa nu prea trimite, n-auzi pe niciunul să-l trimită Domnul. Și nu-i vorba numai să se mute, dar păstori în lucrare. Toți trimiși numai în zonele astea. Ei, problema asta ar trebui să vă dea de gândit vouă, că dacă voi ați fi printr-un pustiu, dacă ați fi și voi prin niște drumuri pline de praf, prin niște cocioabe să stați, să nu dați nimic, să nu dați niciun ban, nici măcar de drum celui care vine, eu nu cred că ați fi vizitați așa de des. Pentru că vocea lui Dumnezeu acceptă pustiul, acceptă condițiile, ne spune și ce meniu avea Ioan Botezătorul. A acceptat asta. N-a căutat confortul, n-a căutat mulțimea. Cât de greu mi este, mă ocup de lucrare, de misiune și greu, du-te în Ucraina, în România, du-te în sate, nici curent n-au, să intri în casă, știi, când chemi un predicator, chemi pe cineva, hai vino, s-o ocupat, atât am, ai dat dacă îl sun unul din America cu bani, uită, dă peste cap orice. E greu să chemi pe un om în pustiu, unde nu-i nimeni, unde nu sunt resurse, unde nu sunt în oportunități, unde nu sunt mari mulțimi. Dacă îi spui, hai să predicăm, ce biserică e? Abia am înființat-o, vreo 10 oameni care vin. Nu prea am timp, foarte ocupat. Dar dacă îi faci o invitație, hai că pe stadion aici o să vină 20.000 de oameni să predici. Păi cum să nu-ți facă timp? Păi cum să n-aibă chef? Ioan Botezătorul acceptă pustiul, acceptă sărăcia, acceptă lipsurile. Dumnezeu să ne facă o voce care să strigăm și să acceptăm. Pavel spunea, știu să trăiesc. Știu și sărac, știu și bogat, știu și smerit, știu să trăiesc. M-am obișnuit, m-am deprins cu asta. Nu accept numai după confort, nu accept numai după mulțimi, numai după orașe mari, ci mă duc acolo unde mă trimite Dumnezeu, acolo unde mă cheamă. Asta înseamnă vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. În al șaselea rând, vocea lui Dumnezeu reabilitează oamenii, societatea. În 6 luni de zile s-a produs o schimbare cum n-a fost niciodată. Au trecut 400 de ani între ultimul profet al Vechiului Testament, ultima voce a lui Dumnezeu recunoscută de Dumnezeu și de oameni. 400 de ani. Se spune despre perioada dintre Vechiul Testament și Noul Testament, că era o perioadă de întuneric. Nu se mai auzea vocea lui Dumnezeu. Aveau templu, aveau preoți, aveau zeciuieli, aveau tot ce le trebuia, aveau ritualuri, aveau datini, aveau. Dar lipsea vocea lui Dumnezeu. Nu se mai auzea vocea lui Dumnezeu. Nu s-a mai auzit de mult un profet să se ridice, să vorbească, să spună, așa vorbește Domnul. Nu s-a mai ridicat o voce care să spună, nu așa spun eu, așa cred eu, așa mi se pare mie, ci să spună, așa vorbește Domnul. Și Ioan Botezătorul este acea voce care se ridică și în 6 luni de zile schimbă lucrurile. Și un popor întreg, o națiune întreagă, află ce este pocăința, trece prin apa botezului și pregătește calea lui Dumnezeu.
Apropo de asta, ce-a însemnat el să pregătească această cale a Domnului? Spunea el, orice munte să fie înălțat și orice vale să fie astupată. Știți că în problema asta, noi avem, sunt două extreme. Unii sunt munți, adică sunt mai neprihăniți decât trebuie. Știți și oamenii aceștia care sunt mai neprihăniți decât trebuie? Care adaugă mai mult la cuvântul lui Dumnezeu. Farisei erau astfel de oameni care adăugau mai multe datini. Desfințau porunca lui Dumnezeu și așezau datinile lor, munte de datini, de tradiții, de ritualuri. Și Ioan spune, eu trebuie să le cobor ca să fac această... Alții au scos din cuvântul lui Dumnezeu și era vale, era lipsă și acolo trebuia umplut. Calea lui Dumnezeu să fie netedă. Solomon spunea, nu fim nici prea neprihănit, dar nici din calea afară de păcătos. Ci fie așa cum te cheamă Dumnezeu. Dumnezeu are un nivel la care ne cheamă pe fiecare. Și e greu să fii la acel nivel, pentru că când te vezi prea sus, când te vezi prea sfânt, când te vezi prea neprihănit, e mai greu să te smerești, să te pocăiești, să recunoști. De aceea era mai ușor pentru vame și pentru păcătoși să umple golul, să astupe valea. Pentru ei era mai simplu. Pentru că e mai ușor să pui decât să renunți. Vocea lui Dumnezeu, în al șaptelea rând, este gata oricând de sacrificiu. Ioan Botezătorul a fost gata să plătească prețul. A te ridica în numele Domnului. A fi vocea lui Dumnezeu are un preț. Pentru că oamenii, prin natura lor, nu-L mai iubesc pe Dumnezeu și nu vor fi de acord cu mesajul lui Dumnezeu. Vor fi de acord doar câtă vreme le spui povești, câtă vreme vei fi pe placul lor, câtă vreme le-i spune ce le va place, așa cum în vremea din urmă își vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute, ce le place, ce le convine, dar nu ce vrea Dumnezeu. Ioan Botezătorul este gata să plătească prețul. Și a plătit cu sacrificiul, a fost martir, i s-a tăiat capul, dar n-a acceptat niciun compromis. În 6 luni de zile, în mai puțin de 1 an de zile, a fost vocea lui Dumnezeu, a predicat Evanghelia, a acceptat suferința, a acceptat prețul suprem al slujirii, și anume moartea, dar a mers înainte cu Domnul. Și în această zi, aș vrea în încheiere să ne punem câteva întrebări. De câte ori am fost vocea lui Dumnezeu? De câte ori a vorbit Dumnezeu prin noi? Și repet, nu-i vorba de amvon, nu-i vorba de prorocie, dar ne întâlnim unii cu alții. Știți că atunci când noi și cei neprihăniți, când se întâlnesc adesea unul cu altul, știți că vorbele noastre sunt scrise? O carte de aducere a minte, nu o carte a uitării, o carte de aducere a minte se scrie? Care sunt cuvintele tale? Care sunt vorbele tale? Atât de ușor ne dăm drumul la gură, atât de ușor spunem de una și de alta și toți acum au devenit experți. Însă bine ar fi să fim o voce a lui Dumnezeu. Pentru câți oameni am fost voce a lui Dumnezeu? Ca mamă să fiu o voce a lui Dumnezeu pentru copiii tăi. Când discută soțul și soția să vadă copiii, e vocea lui Dumnezeu, aud vocea lui Dumnezeu. Care a fost mesajul transmis de noi în acești ani? Ce rămâne în urma noastră? Uitați-vă, în urma lui Ioan Botezătorul, bineînțeles, eu cred că el a avut o predică mai complexă, dar ca întotdeauna dintr-o predică rămân câteva cuvinte doar. Și predica lui Ioan Botezătorul, rezumatul predicii a fost acesta, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Asta a rămas după el. Ce va rămâne după tine? Care va fi numele sau porecla, dacă ar fi să spunem așa, care va rămâne după noi? Noi avem un nume pe care ne-l pun părinții, dar apoi avem un nume pe care ne-l pun alții în urma faptelor noastre. Ioan a fost numit Botezătorul pentru că el îi boteza. Unul o să fie leneșul, altul zgârcitul, altul guralivul, altul nemulțumitul, altul nu știu cum o să fie. Cum vei fi numit tu? Care va fi numele cu care vei rămâne apoi în inima, în mintea, în istoria, în amintirea altora? Care va fi numele real? Cum vei fi privit de alții?
Ce schimbări am produs în jurul nostru? Ioan Botezătorul a luat buldozerul și munții, i-a coborât văile, le-a înălțat și a făcut schimbări. Schimbări radicale. O cale liberă. N-au mai fost munți, n-au mai fost văi, o cale liberă. Care schimbările care le-am produs în jurul nostru? Și pun și ultima întrebare. Care este cel mai mare sacrificiu al nostru pentru Domnul? Noi oricum trebuie să sacrificăm. Faptul că sunteți în dimineața asta este un sacrificiu. E bun. Faptul că dai un ban undeva unui sărac e un sacrificiu, renunți la ceva. Faptul că renunți la o zi de muncă, faptul că te implici undeva. Întotdeauna suntem chemați la sacrificii și viața noastră este plină de sacrificii. Dar acum în confortul cu care trăim, oare care ar fi prețul? Care e prețul pe care, maxim, pe care am fi dispuși să-l plătim? Până unde am fi dispuși să plătim prețul sacrificiului? Ioan Botezătorul a fost gata să-și dea și viața. N-a avut o limită și a spus până aici, până așa, și a spus cu orice preț voi fi vocea lui Dumnezeu, voi sluji pe Dumnezeu și voi binecuvânta pe Dumnezeu. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să fiți o voce a lui Dumnezeu. Să fiți vocea lui Dumnezeu care să se audă, fie că e în pustiu, fie că în altă parte, indiferent cine vă aude vorbind, să audă din gura voastră cuvintele lui Dumnezeu. Vorbiți între voi, spune Scriptura, cu psalmi, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, aducând din toată inima mulțumire lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru că e plină lumea de vorbe, e plină lumea de voci, dar astăzi mai mult ca oricând e nevoie de vocea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să vă facă aici în Detroit să fiți vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Va trebui să plec în biserica de Middlebury, doar pe scurt vă spun că Dumnezeu ne-a chemat, noi putem să facem multe pentru Dumnezeu, suntem implicați într-o lucrare de misiune. Când am fost la familia Furdui și s-a făcut acel protest, a început imediat războiul atunci în Ucraina, m-au sunat frații de acolo, noi avem o biserică, vom face inaugurarea în luna iunie, vom inaugura această biserică, noi de ani de zile ne ocupăm de câteva sate în România, în Ucraina, de câteva sate în Italia, avem această lucrare de ajutorare, sute de familii pe care le ajutăm cu alimente. Și când a venit situația aceasta, eu, ca orice păstor, am zis, vom face o coletă, vom strânge un tir cu alimente, noi în fiecare lună strângem alimente și ajutăm familii chiar și în Italia și prin asta evangelizăm, pentru că și acolo sunt săraci, pe săraci avem totdeauna, numai dacă deschidem ochii, cercetăm, dacă nu, nu îi avem nicăieri. Și stăteam într-o dimineață cu soția, chiar când ne-am întors din Germania și sună telefonul, sună un frate proroc. Fiindcă era un frate proroc, eram cu soția la masă, la ceai, am pus pe speaker și fratele mi-a zis, am un mesaj, niciodată nu m-a sunat să-mi dea, totdeauna îl sunam eu dacă aveam o cauză, dar atunci m-a sunat el și mi-a zis Domnul să-ți spun că trebuie să te implici într-o lucrare pământească chiar, dar Dumnezeu vrea să binecuvânteze mult și să te implici. Da, am vorbit, am zis, poate strângem și noi un tir, strângem, dar apoi m-am implicat, am văzut că am putea strânge vreo 10 tiruri, dar 10 tiruri totuși înseamnă mult, că numai transportul 2.000-2.500 de dolari e mult, pentru biserica noastră ar fi foarte mult, dar imediat m-a sunat și fratele Nic, lasă că mai facem noi, apoi încet, încet, frați care au sunat, au spus, hai, plătim noi transportul, ducem, până la ora actuală am trimis 20 de tiruri de alimente în Ucraina. Noi nu facem politică, noi nici pro-Ucraina, noi nu suntem nici anti-Rusia, nu avem treabă nici cu Zelenski, nici cu Putin. Noi ajutăm pe oamenii săraci, nevoiași, sunt atâția copii, oameni nevinovați, atâtea familii care suferă. Lăsăm politica pentru alții, noi facem bine celor care au nevoie. Ajutăm în mod special biserici, avem un proiect cu pâinile, în fiecare zi plătim pâine la două brutării și trimitem pâine proaspătă, caldă și toate astea sunt proiecte în care noi ne-am implicat, de aceea și frații de la Middlebury vreau să se implice. Cei care vor să se implice, eu nu spun neapărat prin mine, vă pot pune în legătură cu cei care se ocupă, frații din Ucraina sunt organizați, în România frații s-au mobilizat. Cred că povestea asta cu Ucraina a schimbat mult obrazul României.
Dacă românii erau priviți cum erau priviți, poate aici în America mai puțin, dar în Europa totdeauna românii erau cei răi, cei nu știu cum. Acum s-a văzut că românii sunt ospitalieri, au sărit în ajutor, s-au deschis casele, au pus mesele și am văzut o mare mobilizare, mai ales în zona noastră, în zona Sucevei, s-a mobilizat foarte mult, în mod special biserica. De aceea știu că și voi v-ați implicat și doar vă încurajez să continuați să o faceți. Fiți o binecuvântare, fiți o voce a lui Dumnezeu. Poate și pentru cel flămând care strigă la Dumnezeu, fiți vocea lui Dumnezeu. Și vocea lui Dumnezeu poate însemna să dai din pâinea ta celui flămând, să dai o haină celui care nu are, să dai o încălțăminte. Asta înseamnă să fii vocea lui Dumnezeu, să răspunzi unei cereri, unei nevoi. Doresc ca din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum îmi pare rău că trebuie să fiu neapărat, deja am depășit timpul, trebuia să fiu deja la Middleburg. Dar ne rugăm Domnul să lase mai departe binecuvântarea, îndurarea și harul lui. Amin.